mergea. Despre asta vrea să ne vorbească. Costi. Costi, bun venit. Mulțumesc, Cosmin. N-am venit cu modul la mine și nici cu mobul și îți mulțumesc pentru invitație, Cosmin. Eu sunt Constantin Paraschiv, până durează, până se pregătesc tehnic. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și aș vrea să felicităm echipa Comac pentru acest eveniment reușit. Dacă considerați că e un moment de aplauze, și apreciem foarte mult ce face Cosmin pentru comunitate, pentru că aduce foarte multă valoare în fiecare săptămână. Poate sunteți la curent cu webinarele, poate sunteți la curent cu tot ceea ce face și online. Și în fiecare an aduceva într-o sală speaker, oameni și povești interesante din care putem învăța. Evident, nu există rețete unice, rețete perfecte, cum sunt rețetele de slăbit. Funcționează pentru toată lumea rețetele de slăbit. Pentru unii da, pentru unii nu. Și cam așa e și în antreprenoriat. Acum 15 ani, când intram așa în zona asta antreprenorială, provin din vânzări directe și vindeam, astăzi vindeam umbrele, mâine vindeam, nu știu, nu mai țin minte exact, aspiratoare, poi mine a doua zi vindeam poate ceva care ajută la prepararea cafelei, poate auziți ceva de zepter sau de oare sau de chestii de genul ăsta. Îmi spunea trainerul respectiv, știi, toți vor să ajungă la succes și toți vor să ajungă la independență financiară. Așa e și cu antreprenoriatul. Toți vor să ajungă la succes și toți vor să ajungă la independență financiară. Este ca și în povestea aceea cu toți care vor să ajungă în rai. Și glumim acum. Toți ne dorim să ajungem în rai, corect? Nimeni nu dorește să ajungă în rai. Nu, ok, e ca povestea, am spus povestea. Dar ca să ajungi la trebuie să mori, știi? De aceea e și povestea, că ca să ajungi la succes la independența financiară, ar trebui să faci un efort suplimentar și să mergi pe un drum pe care poate nu-l cunoști, pe un drum care este ceață, pe un drum care este uren, pe un drum care este un teren necunoscut. Gata? Ok, super. Eu sunt Constantin Paraschiv, așa cum vă spuneam, am o experiență de 15 ani în domeniul de small domestic appliance, retail, import, export și în ultimii 7 ani am petrecut creând programe video pentru zona de educație, doza de vânzări sau Busy Life TV, vă spune ceva, dacă există oameni care știu despre Busy Life TV, să lăsăm mai mulți, e clar. Noi ne gândim că putem ajuta zona antreprenorială cu interviu, cu studii de caz și astăzi am venit să discutăm despre ce am învățat noi. 5 lucruri pe care pe mine m-au ajutat, așa cum spuneam, nu există rețete perfecte, m-au ajutat în zona de antreprenoriat. Imediat. Acesta este brandul despre care voi vorbi în această seară. În ultimii 15 ani am colaborat cu peste 30 de branduri în România. Cu acesta colaborez de mai mult timp, încă din 2007, de când am venit, de când am ajuns în România. O să vă povestesc puțin pe scurt. Compania are o singură misiune, să ofere produse pentru curățenie și pentru călcat la cel mai înalt nivel, dar în același timp să respecte mediul. Efectiv, produsele sunt produse în fabrică, din elemente care sunt reciclabile și toate produsele de curățenie nu folosesc niciun tip de detergent. La nivel de prezență, sunt în 55 de țări. Eu, în 2007, când ne-am cunoscut, căutam un director de dezvoltare pentru România, Bulgaria, Ungaria și zonele apropiate. După care ne-am împrietenit și o să vă povestesc și cum am ajuns să conducem acest brand în România. La nivel european, deține 61,5% market share din tot ce înseamnă echipament cu abur. Mop cu abur, mop electric, aspirator cu abur, tot ce este cu abur prin casă. Așa cum spunea și Mircea și cum spuneau ceilalți speakeri, pe care îi felicit acum, fie că ne place matematica, fie că nu, cifrele funcționează. Fie că înțelegem, fie că nu, cifrele funcționează. Împotriva noastră sau pentru noi. Așa că o să fie o prezentare și cu cifre. Vă plac cifrele? Nu. Da, ok, e bine. Cui nu-i plac cifrele? Ok, în antreprenoriat este și despre cifre. Cine nu vrea să ridice mâna și vrea să colaboreze sub nicio formă astă seară? Ok, super, extraordinar. Cine a venit în seara asta să învețe ceva?
Wow, super, sunteți extraordinari. Ăștia sunt și o parte din clienții noștri, și clienți naționali și clienții internaționali. Ne-am bazat pe rețea de distribuție națională și internațională. De foarte curând suntem și în, și în online, o să vă arătăm și povestea noastră în e-commerce. În 7 luni am depășit 1 milion de lei, ceva de genul acesta. Am depășit zona asta. Da. Ok, aici vreau să povestesc un studiu de caz în 2010. Toată lumea a auzit de Philips, de Tefal, Zinger. Super. E în regulă. Sunt lideri de piață la momentul actual. Noi intrasem în 2010 cu brandul Polti. Au auzit ceva de Polti, Vaporela? Vaporetto, Cimex, e ok, e bine. Ce vreau să vă spun cu acest studiu de caz este că ne-am dat seama, adică mi-am dat seama, așa am câștigat și brandul, reprezentanța brandului pe România, m-am dat seama încă din 2007, de fapt, când mă duceam pe la târgurile de la Berlin, cine a fost pe la IFA la Berlin știe despre ce e vorba, merge cineva pe la IFA pe la Berlin, târgul de inovație, în fiecare an, e ok, puteți să vă duceți acolo în fiecare an să vă inspirați și să aduceți brandul. Eu am o teorie, în curând brandul, orice brand care are o poveste și are o valoare în piață va câștiga versus produs din China, care îl poate vinde oricine. În 2010 mi-am dat seama că România nu e o piață de volum și nu este o piață de volum și neavând un produs care o să faci volum, nu poți să ai nici marjă. Și atunci am pus companii și am zis, în România nu vindea nimeni stații de călcat de peste 172 de euro bucata. Aici se vede, dar nu știu dacă se vede chiar în spate. Și i-au zis, păi tu, la un venitul care, puterea de cumpărare care există în România, în 2010, crezi că s-ar putea preta? Da, trimiteți mâine un camion, de săptămâna viitoare implementăm. Altex, Media Galaxy, Metro și așa mai departe, rețelele care erau atunci. Și din concurenții de pe piață, Philips, Roventa, Tefal, Zinger, aici suntem și noi, cu datele acestea. Aici avem sales volume, sales turnover și distribuție națională. După cum vedeți, doar în câteva luni, avem cifrele, eram lider de piață în acel moment, pe stațiile de călcat sau pe produsele care costau mai mult de 170 de euro. Ceea ce înseamnă că avem o piață foarte bună pentru produse premium. Adică sunt oameni care își permit să cumpere produse scumpe. Asta e un hint care puteți să-l aplicați și la voi în business. Și în continuare, România nu e o piață de volum, este o piață de aș putea spune o piață mică, o să vedeți în comparație cu alte piețe. Și eu, din experiența mea, recomand să mergi pe un produs cât se poate de premium sau să oferi o experiență cât se poate de premium, prin care să poți să câștigi marjă. Pentru că dacă n-ai marjă, nu ai profit. Dacă nu ai profit, închise, 2-3 luni, poate nu ai 2 ani de zile să aduci bani de acasă, nu? Nu cred că... Aduci ceva 2 ani de zile, mai mult de 2 ani de zile bani de acasă? Uite, mai există aici cadrul. Ok, am definit 5 pași, analiză. Pentru mine analiza este foarte importantă și cred că și pentru că... Apropo, cine vrea să-și deschide o afacere în acesta? Sau un e-commerce? Super! Este extraordinar. Cine deja și-a deschis de mai bine de un an? Analiză, studii de piață sunt importante? Da, nu, da, avem 100 de argumente contra studiilor de piață, avem și 1000 de argumente pro pentru studiile de piață. Ok, analiză, prioritizare, ne pierdem timpul în fiecare zi și ne luăm cu tot felul de task-uri, nu mai identificăm lucrurile care sunt importante pentru afacere, lucrurile care sunt importante sunt, eu aș putea spune din perspectiva mea, unul singur, interpretarea cifrelor. Adică să învățăm să citim cifrele. Ce înseamnă să citim cifrele? Să învățăm ce ne spune contabilul, să le traducă sau să învățăm ce putem citi în balanță, în conturile contabile sau să avem un BI. Poate nu avem un BI la început, că mă gândesc că nu e facil pentru toată lumea, dar să învățăm cifrele, să învățăm ce ne spune piața, ce ne spun trendurile, ce ne spun studiile și toate astea să luăm decizii. Trecem la acțiune și repetăm. Deci cam astea ar fi. Aici știți cifrele, da, sunt 500.000 de IMM-uri active, 40% din IMM-uri sunt închise după 2 ani. Puterea de cumpărare Europa, unde e roșu, da, pentru businessurile care își doresc să plece din România. Avem aici, aceste date sunt cerute de noi, noi folosim compania GFK pentru studiu de piață. Nu sunt date publice, sunt date de la compania și o să vă rog să le utilizați la dumneavoastră în telefon și atât. Mulțumesc frumos! Aici avem tot țările EU după puterea de cumpărare. Aici avem numărul de locuitori și puterea de cumpărare. Vedeți și România este în top 5, da? Da. Glumim. Ok, avem pe locul Germania, da? Pe primul loc este Liechtenstein.
avem 67.000 de euro disponibili care putem cu produsele noastre sau cu site-ul nostru să luăm și noi 1%, 0,5%. Așa că cine își dorește liftește în defecția, poate să vadă. O evaluare mai detaliată pentru zona noastră, Olanda, Franța, Italia, Spania, Cehia, Polonia. O să vedem aici o surpriză, da? Vedem aici puterea de cumpărare a Ungariei, 7.000 de euro, 7.500 de euro, 5.800, dar la o populație aproape jumătate cât are România. Deci au o putere de cumpărare mai mare, așa că pentru marketplace-urile care, sau cei care vor să-și deschidă, e foarte ușor să mergi în marketplace în MAC, poți porni de mâine în Ungaria, dacă cum vedeți, au o putere de cumpărare mai mare, Polonia la fel, 7.500, e aproape, e peste drum, se poate lucra la fel prin marketplace. Dacă aveți un produs, un brand, e foarte bine să mergeți acolo. Online versus offline, avem aici Europa, Spania, sunt în Italia, cum vedeți, United Kingdom crește, este undeva la 35%, da? Pe România nu s-au cerut studii și dacă noi o să cerem un studiu aprofundat pentru România la GFK, ne costă aproximativ 25.000 de euro, așteptăm să mai ceară și altcineva, cine mai dorește să se combine cu noi la un studiu de piață, aștept să discutăm la final și atunci putem să facem studii de piață mai avansate și să cerem date. Puterea de cumpărare în România. Cine este interesat de asta? Cum facem? Unde alocăm campaniile de Facebook? Unde alocăm? Unde targetăm? Unde e ok? Hai să vedem. Cei cu roșu sunt zone bune. Deci cei cu roșu, aici sunt banii. Aici sunt banii clienților noștri. Am făcut și o analiză pe top 6 orașe. București, Timiș, Cluj, Ilfov, Brașov, Sibiu. Putere de cumpărare în 2019 în euro. Da? Cum vedeți, număr de locuitori pe fiecare oraș. Ajută asta în campania de Facebook, ajută asta în evenimentele de marketing, în campania de PR, în campania de TV, în campania în absolut orice. Astăzi nu mai e nice to have să avem PR, nice to have să avem marketing, nice to have să avem TV, să avem campanii digital, dacă ne dorim să concurăm cu aceste magazine online care sunt puternice la România. Așa că, guess what, toate magazinele se bat pe aceste orașe. Aici avem piața electro-IT, crește cu 3% în România și aici am făcut și pe industrie. Nu știu dacă se vede, electrocasnicele cresc tot timpul, zona asta, tot ce e cu verde crește, tot ce e cu, aici vorbim de milioane de euro, tot ce e cu roșu scade. Și aici, după cum vedeți, industria foto are un trend, deci cine își dorește să investească și să vândă aparate foto sau în zona asta, ar trebui să ia în considerare și acest trend. Avem semnale, evident, la niște piețe care cresc, ne uităm la mai multe piețe în același timp și ne uităm cum cresc și care sunt piețele care au spike-uri mai mari de 3%. Și aici ne uităm la alimente, băuturi, îngrijirea locuinței a crescut foarte mult în ultima vreme, 2018, și îngrijirea personală. Ați văzut că tot felul de lucruri pe îngrijirea personală, electrocasnice mici sau alte electrocasnice, care au început să fie achiziționate chiar și acasă. Nu mai mergem la confort să mai dăm cu peria, nu mai mergem peste tot, ci putem să cumpărăm foarte multe lucruri. De la aparatul de ras electric până la presă. Așa că această zonă e o zonă în care o puteți fructifica. Pentru cei care vor să-și înceapă afacerile, fructificați această zonă. Aici am cerut un studiu care a fost derulat în România, cu un eșantion de 1000 de respondenți utilizatori de internet, mediul urban, vârsta minimă 18 ani. Factori importanți în decizia de cumpărare pentru electrocasnice mici. Asta a fost pentru noi și vă întreb și pe voi ca să vă alegeți industria, să faceți analiza și să cereți și să vă informați pe industria respectivă. Cel mai important, aici avem bărbați și femei, albastru și galben, cel mai important pentru respondenți au fost review-urile. Da? Și aici vorbim de România. Deci nu neapărat în alte țări este important review, sau cine spune că nu este important review, se înșeală. Și în România review-urile sunt importante, review-urile online. De asemenea, pe locul 2 și 3 sunt recenziile de la profesioniști. Dau un exemplu simplu, dacă vinzi materiale de bricolaj, ar fi bine să vorbești cu cel care este influent în acea zonă, să facă un story, să facă un business story despre produsul tău sau să facă ceva în magazin și așa mai departe. Dacă este în beauty sau în fashion business-ul tău, ar fi bine să vorbești cu un specialist din zona respectivă, influencer sau... Deci, în continuare, funcționează acest lucru.
Aici sunt 5 tendințe la nivel mondial. Cum spuneam, în fiecare an mergem la Berlin să analizăm, acolo ne putem lua viziunea mai pe mai departe. Vorbim de o piață de 1 trilion de euro în această zonă și sunt 5 tendințe la nivel mondial. Vă recomand să mergeți la Berlin în perioada 4-7 septembrie sau în perioada 3-8 septembrie. Biletele se pot cumpăra de acum pentru că se scumpesc în acea săptămână cu peste 200% și la hotel și la avion și tot ce înseamnă. Și vă recomand această experiență să vedeți toate brandurile la nivel mondial, cum se prezintă. Spre exemplu, standul Samsung este de 3 ori cât Rome Expo. Cine a fost acolo poate să confirme, dacă a fost cineva din sală, acolo există, mulțumesc, și acolo există. Și acolo se prezintă toate inovațiile, se prezintă prototipul, se prezintă viziune, se prezintă cam tot ceea ce se întâmplă în anul următor. Acest studiu a fost doar celor prezenți la anumite conferințe de acolo, așa am extras acest slide. Și acest studiu spune așa, produsele vor fi influențate de aceste tendințe. Unul, performanță. Produsul trebuie să aibă performanță. Dacă are, e conectat cu ceva inteligent, spre exemplu aspiratorul, dacă este inteligent, are ceas, are timer, are programe, are mai multe lucruri de făcut, este mai performant decât celălalt. Doi, este simplificarea. Vreau să fie simplu. Vreau să mă duc să cumpăr rapid, simplu, proces de comandă rapid, proces rapid de evaluare, proces de feedback sau orice lucru oamenii doresc lucrurile să fie simple. Nu mai acceptă oamenii să completeze 7 pași, 8 pași și după aia să dai click și după aia să faci comanda. 3. Premiumizarea. Să încercăm să oferim la fiecare client sau la fiecare comandă, fie că e comandă de 200 de lei, fie că e comandă de 4.000 de lei, astăzi avem comandă de 8.000 de lei, spre exemplu, o să și vă arăt dacă se poate. Noi vindem și echipamente casnice, dar și echipamente profesionale, care sunt de la 8.000, 9.000, 10.000 de lei și se vând online. Da? Să încercăm să oferim un mic premiu, o mică atenție, exact ce spuneam cu Bookstagram. Da? Poate nu sunt bani pentru ciocolată sau pentru șampanie de fiecare dată, dar să încercăm să oferim clienților această experiență de premiumizare. Shopping fără bariere, aici se referă această tendință să avem aceeași experiență, fie că vorbim la telefon, cu call center-ul, și noi am investit foarte mult în asta, avem și sâmbătă și duminică program, puteți să ne testați, de la 8 dimineața până la 8 seara, am mărit programul de call center cu 2 ore, ne-au crescut și comenzile și ne-au scăzut și rata de incidente pe service sau pe când îmi ajunge comandă și așa mai departe. Deci avem și integrare cu SMS și cu mai multe lucruri. Deci aici oamenii își doresc aceeași experiență, fie că merg în magazin, fie că sun pe site, fie că am procesul de comandă, să fie același proces. Cât se poate de apropiat procesul de comandă. Iar 5 brandurile noi din economie în curs de dezvoltare sunt branduri noi care se nasc chiar acum și vor fi prezentate acum în septembrie la Berlin, care sunt noi oportunități și noi nișe de piață. Cum facem asta? Analiză, prioritizare, învățăm cifre, reacțiune și repetăm. Eu vă mulțumesc și vă aștept cu întrebări. Unde merge microfonul? Hai să ne audă toată lumea. Ori a fost prea bine, ori a fost de-am adormit toți. Două variante. Prima, a doua oră, a doua oră. A, vreți întrebare? Vă rog. Prima oră. Mulțumesc. O singură întrebare? Nici nu. Ok, înseamnă că a fost bine. Măcar 50%. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Corinne, și vă mulțumesc pentru vizionare.